Suntem pregătiți? Avem și capul pregătit, mintea pregătită pentru poveste. Hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Echipă, suntem pe drumul cel bun. Perseverența și determinarea sunt cheile succesului în fața oricărui obstacol. Cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, polițiștii și pompierii din Neamț au organizat o activitate specială la școala din comuna Văleni. Aceștia au scris un capitol dintr-o poveste unde eroii sunt un polițist și un pompier, Andrei și Bogdan. Au citit povestea în fața copiilor care îi ascultau atenți și cu ochii mari, plini de curiozitate să vadă ce se va întâmpla mai departe în poveste. Privește fața lui și spune, avem nevoie de un plan bine pus la punct. Fără un plan, așa este. Ca polițist știu cât este de important să fim pregătiți pentru orice situație. Reprezentanții ISU și IPJ Neamț încurajează tinerii să citească cât mai mult, deoarece lectura este o călătorie extraordinară, plină de imaginație și creativitate. Am citit povestea împreună cu copiii, lansându-le provocarea de a scrie ei următorul capitol al aventurii noastre. Atmosfera a fost plină de entuziasm, iar imaginația copiilor a zburat liber pe aripile cuvintelor. Lectura nu este doar un mijloc de a învăța, ci și o poartă către lumi magice și aventuri fantastice. Ea ajută pe copii să-și dezvolte imaginația, creativitatea și abilitățile de comunicare. Încurajăm copiii să exploreze lumea minunată a cărților și să descopere tainele și bogățiile ascunse ale fiecărui pagini. Ziua Națională a Lecturii a fost un bun prilej de a fi în mijlocul elevilor din cadrul structurii Văleni a școlii gimnaziale numărul 2 din Piatra Neamț. Cu această ocazie, pompierii și polițiștii au desfășurat o activitate cu scopul de a conștientiza importanța cărților în viața noastră și încurajarea lecturii. Pe lângă o poveste care a transpus într-o misiune cu un polițist și un pompier, au fost prezentate informații și din lectura de specialitate specifică fiecărei meserii. Ziua Națională a Lecturii a luat naștere în anul 2022 pe 15 februarie, iar de atunci, în fiecare an, în această zi se fac diverse activități pentru a încuraja tineretul spre lectură.